Bună dimineața, dragi copii! Sunt Silviu Bălănescu. Ne revedem a doua oară. Predau matematică la Liceul Teoretic Dante Alighieri din București. Astăzi vom studia ecuația de gradul al doilea și mi-am propus pentru dimineața aceasta să învățăm următoarele, să recunoaștem formele unei ecuații de gradul al doilea, completă sau incompletă, să rezolvăm ecuații incomplete prin metode specifice, să aplicăm corect formula discriminantului unei ecuații de forma ax plus bx plus c egal cu 0, unde a, b și c sunt numere reale, iar a este diferit de 0, respectiv să uh, folosim corect algoritmul de rezolvare a acestei ecuații și să anticipăm, de ce nu, numărul de soluții reale ale unei ecuații de forma ax plus bx plus c egal cu 0. Am pornit de la următoarea problemă: de nivel de clasa A7, -a, în care este vorba despre un triunghi treptunghi ABC cu unghiul A de 90 de grade, înălțimea corespunzătoare ipotenuzei AD cu D-a parținului BC și următoarele informații: segmentul BD are 9 cm și cateta AC are 20 de cm, și ni se cere să calculăm lungimea segmentului CD. Evident că geometric problema nu este uh, grea. Notăm cu X lungimea segmentului CD și aplicăm teorema catetei în triunghiul dreptunghi KBC. Și avem AC pătrat este egal cu CD înmulțit cu BC. Obținem 400 egal cu X pe lângă X plus 9, de unde mai departe 400 egal cu X pătrat plus 9X, și ajungem la ecuație x pătrat plus 9x minus 400 este egal cu 0. Ceea ce în momentul acesta ne este foarte greu să rezolvăm, dacă nu imposibil, dar promisiunea este că spre finalul lecției vom rezolva in no time, cum spuneți voi, acest tip de ecuație. Mergem mai departe și să observăm un pic care sunt formele ecuației de gradul al doilea, Forma completă este, cum spuneam și mai devreme, ax pătrat plus bx plus c egal cu 0 și avem două forme incomplete, ax pătrat plus c este egal cu 0 când termenul din mijloc lipsește, adică coeficientul b este 0, și ax pătrat plus bx este egal cu 0 când termenul liber lipsește, adică este 0. Și Vom începe să rezolvăm aceste tipuri de ecuații uh, incomplete pentru că au uh, mecanisme specifice. Primul tip de ecuație, ax pătrat 6 este egal cu 0. Cu acest tip v-ați mai întâlnit și în clasa 7. Uh, în clasa 7 rezolvați în mod direct. Acum vom uh, apela la calcul algebric pe care. Uh, Tocmai ce l-ați terminat, recent, în urmă cu o lună de zile, probabil. Ecuația x pătrat uh, egal cu 16 este echivalentă cu x la a doua minus 16 egal cu 0. Descompunem conform uh, formulei uh, pe care o să o scriu ca să vă aduceți aminte. a pătrat minus b pătrat este egal cu a plus b pe lângă a minus b celebra diferență de pătrate sau produsul sumei cu diferența și am ajuns la un produs de două paranteze care este 0. Evident că acest produs este 0 dacă cel puțin una din paranteze este 0 și ambele având necunoscuta încadrată în ea vom obține x plus 4 este egal cu 0 sau x minus 4 este egal cu 0 de unde soluția va fi x egal cu minus 4 sau x egal cu 4. Și atunci soluția totală probleme, este S egal cu mulțimea formată din elementele minus 4 și 4. Al doilea exemplu, X pătrat egal cu 5, echivalent cu X pătrat minus 5, este egal cu 0. Aici să vă aduc aminte că orice număr real pozitiv uh, poate fi gândit ca radical din el totul la pătrat. Și atunci... Mai departe putem să mergem cu descompunerea x plus radical din 5, pe lângă x minus radical din 5 este egal cu 0, ceea ce ne duce la soluția s egal cu uh, minus radical din 5 și radical din 5. Exemplul al treilea, ecuația 5x pătrat este egal cu 8, echivalent cu x la a doua este egal cu 8 pe 5, amplificăm cu 5 pentru a obține la numitor pătrat perfect. Uh, mai departe x pătrat este egal cu 40 pe 25 echivalent cu x pătrat minus 40 pe 25 este egal cu 0 descompunem cu diferența de pătrate pe care deja am menționat-o x plus radical din 40 pe 25 pe lângă X minus radical din 40 pe 25 este egal cu 0. Scoatem factor de subradical și obținem X minus 2 radical din 10 pe 5 pe lângă X plus 2 radical din 10 pe 5 este egal cu 0. Și soluția, bineînțeles, S este egal cu minus 2 radical din 10 totul pe 5 și 2 radical din 10 totul supra 5. Și exemplul numărul 4 o ecuație care pare banală, x pătrat egal cu minus 36, doar că aici avem o mică problemă, minus 36 este strict negativ, x pătrat, după cum știți, este întotdeauna pozitiv și atunci egalitatea aceasta este imposibilă, ceea ce ne duce la faptul că soluția este mulțimea vidă. Și o scurtă concluzie la acest uh, tip de ecuație incompletă. Ecuația x pătrat plus c este egal cu 0, este echivalentă cu x pătrat este egal cu minus c pe a și avem două situații. Dacă acest minus c pe a este pozitiv, soluția va fi formată din minus radical din c supra a și plus radical din c supra a cu metode specifice, ați văzut ori ca anul trecut, ori uh, anul acesta cu descompunere, iar dacă minus CPA este negativ, atunci soluția este mulțimea vidă. Al doilea tip de ecuații incomplete este AX pătrat plus BX este egal cu 0. Este o ecuație care se va trata foarte, foarte simplu dând factor comun pe X. Primul exemplu este X pătrat plus 4X este egal cu 0. Dăm factor comun pe X, și obținem x pe lângă x plus 4 este egal cu 0, ceea ce va duce la faptul că x este egal cu 0 sau x plus 4 este egal cu 0, adică x este egal cu minus 4 și obținem pe final soluția s egal cu minus 4 și 0. Exemplul al doilea, minus 2x pătrat minus 5x este egal cu 0, iarăși factor comun x pe lângă 2x minus 5 este egal cu 0, de unde obținem x este egal cu 0 sau x este egal cu 5 supra 2. Deci soluția este S egal cu 5 pe 2 și 0. Al treilea exemplu este unul care pare mai deosebit, dar o să vedeți că ne descurcăm imediat cu el. x plus 1 pe lângă x minus 3 plus 3 este egal cu 0. Desfacem parantezele, așa cum ați învățat anul acesta și obținem x pătrat minus 3x plus x minus 3 plus 3 este egal cu 0, reducem minus 3 cu 3 și mai departe avem x pătrat minus 2x este egal cu 0, echivalent cu x pe lângă x minus 2 este egal cu 0, care duce la soluția S egal cu mulțimea formată din elementele 0 și 2. Și în sfârșit am ajuns la ecuația completă, scopul de fapt al lecției de astăzi. AX pătrat plus BX plus C este egal cu 0 cu toți cei uh, trei coeficienți ABC diferiți de 0. Și începem cu primul exemplu. Vom trata problema ca la calculul algebric, adică o să începem să completăm la pătrat perfect. Ecuația este X pătrat plus 4X plus 3 este egal cu 0. Uh, să vă aduc aminte că avem formula de restrângere A pătrat plus 2ab plus b pătrat este egal cu a plus b totul la puterea a 2 Și noi îl urmărim pe acest 2, este foarte important. Și atunci ecuația mai departe o tratăm în felul următor. x pătrat plus 4x plus 4 și vă dezvolui și de unde vine acest 4, x pătrat Este pătratul x, evident. Pe 4x îl gândim ca 2, care este impus de formula de mai sus, ori 2x, și atunci B-ul pe care îl, îl urmărim noi este 2, și trebuie să completăm cu 2 la 2, adică cu 4. Și, evident, mai departe, plus 3, minus 4. Dacă am pus de la noi plus 4, trebuie să-l și scădem ca să nu schimbăm uh, ecuația. Restrângem x pătrat plus 4, x plus 4 în x plus 2 totul la a doua. Mai rămâne 3 minus 4 care ne dă minus 1 și aplicăm formula de descompunere cu diferența de pătrate, adică x plus 2 plus 1, pe lângă x plus 2 minus 1 este egal cu 0, deci mai departe x plus 3 pe lângă x plus 1 este egal cu 0, ceea ce duce la soluția S egal cu minus 3, și minus 1. Al doilea exemplu, pus intenționat un pic mai greu, este vorba de ecuația 3x pătrat plus 5x plus 2 este egal cu 0. Pentru că 3 nu este pătrat perfect, înmulțim ecuația cu 3 și vom obține 9x pătrat plus 15x plus 6 este egal cu 0. 9x pătrat este pătratul lui 3x, și acum începem să fabricăm formula, adică să completăm la pătrat perfect doiul obligatoriu de la formulă 2 ori 3x ori 15 pe 6 pentru că noi aveam 2 ori 3x este egal 3x aici este egal cu 6x și atunci 6x ori 15 pe 6 ne va da 15x. Deci B-ul pe care îl urmărim este 15 pe 6. Și atunci adăugăm plus 15 pe 6 la puterea a doua, plus 6 minus 15 pe 6 totul la a doua este egal cu 0. Restrângem acest pătrat perfect în 3x plus 15 pe 6 totul la a doua, plus 6 minus 225 pe 36 este egal cu 0. Echivalent mai departe cu 3x plus 15 pe 6 totul la a doua plus 216 minus 225 pe 36 este egal cu 0. Facem calculele de rigoare și obținem mai departe 3x plus 15 pe 6 totul la a doua minus 9 pe 36 este egal cu 0. Nu cedăm tentației de a simplifica fracția pentru că 9 pe 36 va fi gândită ca 3 pe 6 totul la puterea a doua să putem continua frumos calculele și avem mai departe 3x plus 15 pe 6 minus 3 pe 6 pe lângă 3x plus 15 pe 6 plus 3 pe 6 este egal cu 0 adunăm și scădem fracțiile respective și obținem 3x plus 2 după simplificare evident pe lângă 3x plus 3 este egal cu 0 ceea ce duce în mod normal la soluția ecuației S este egal cu minus 2 pe 3 și minus 3 pe 3, adică minus 1. Evident că ați observat și voi metoda aceasta de a completa la pătrat perfect poate să devină greoaie la un moment dat și atunci este nevoie de un algoritm de rezolvare a acestei ecuații sau de o rețetă, cum spun unii profesori. Și rețeta este în felul următor. Avem de calculat un discriminant sau realizant, se mai numește el, al ecuației, și anume delta este egal cu b pătrat minus 4ac, care trebuie să fie nenegativ, adică mai mare sau egal decât 0, pentru că soluțiile ecuației se rezolvă sau se află după formulele următoare. x1 este egal cu minus b plus radical din delta supra 2 ori a, și x2 este egal cu minus b minus radical din delta supra 2 ori a. Și avem o mică observație, dacă delta este egal cu 0, atunci evident că cele două soluții sunt egale, x1 este egal cu x2 egal cu minus b pe 2a, iar dacă delta este strict mai mic decât 0, soluțiile nu aparțin lui R, sau spunem că ecuația are soluția mulțimea vidă. Și am ajuns la momentul promis de la început să continuăm problema cu care am început lecția. Rămăsesem la ecuația x pătrat plus 9x minus 400 este egal cu 0, unde x reprezenta lungimea segmentului CD. Avem coeficienții a egal cu 1 aici. Când aveți x pătrat singur, gândiți că este 1 ori x pătrat. A este egal cu 1, B este egal cu 9, C este egal cu minus 400. Neapărat să fim atenți și la semnele acestor coeficienți. Calculăm discriminantul. O sugestie ar fi că pentru început să scrieți de fiecare dată formula ca să o rețineți. Delta este egal cu B pătrat minus 4AC, egal mai departe cu 9 la 2 minus 4 ori 1 ori minus 400, grijă mare la semne, egal cu 1681, aici este un cadou de la mine, egal cu 41 la a doua și obținem că x1 egal cu minus b minus radical din delta supra 2 ori a, adică minus 9 minus 41 pe 2 egal mai departe minus 50 pe 2, adică minus 25, respectiv x2 egal cu minus 9 plus 41 pe 2, adică 32 pe 2, adică 16. Cum discuția era despre cât care este un segment, ce deci are lungime pozitivă, și x1 e negativ, îl eliminăm din discuție și rămânem cu faptul că lungimea segmentului CD este 16 cm. Deci am rezolvat uh, problema de clasa 7 de geometrie cu uh, finalul de clasa A8. -a. Al doilea exemplu este ecuația pe care am rezolvat-o mai devreme într-un mod foarte, foarte greoi. Acum aplicăm direct algoritmul. Avem ecuația 3x pătrat plus 5x plus 2 este egal cu 0. Coeficienții a egal cu 3, b egal cu 5, c egal cu 2. Delta este egal cu 5 la a doua minus 4 ori 3 ori 2, adică este 1. Și soluțiile sunt x1 egal cu minus 5 minus 1 pe 6, adică minus 1. Și x2 egal cu minus 5 plus 1 pe 6, adică minus 4 pe 6 și după simplificare minus 2 pe 3. Al treilea exemplu este o ecuație aproape similară cu cea anterioară, doar că C-ul, în loc să fie plus 2, este minus 2 și o să vedeți că se schimbă un pic lucrurile, inclusiv la delta. Delta este 5 la 2 minus 4 ori 3 ori minus 2, adică 25 plus 24, deci este 49 în loc de 1, cum a fost la ecuația anterioară x1 este minus 5 minus radical din 49 pe 6, adică minus 2 și x2 este minus 5 plus radical din 49 pe 6, adică 1 pe 3. Deci soluția este formată din numerele 1 pe 3 și minus 2. Exemplul numărul 4 este o ecuație mai interesantă. 4x pătrat minus 12x plus 9 este egal cu 0 coeficienții a este 4, b este minus 12, atenție mare, c-ul este 9 și delta ne va da, după calculele pe care trebuie să le facem cu atenție, delta va da 0 și să vă aduc aminte că în această situație x-urile sunt egale, x1 este egal cu x2, este egal cu minus b supra a, ceea ce va duce la soluția 3 pe 2. Și avem o mică observație, mai ales că aveți la examen calcul algebric: când delta este egal cu 0, această expresie se reduce sau se restrânge, de fapt, la un pătrat perfect. Ar fi uh, demn de reținut acest fapt. Și încă un exemplu: uh, x pătrat plus x plus uh, 3 este egal cu 0. Coeficienții sunt următorii. A este egal cu 1, B este egal cu 1, C este egal cu 3, delta, repetăm din nou formula, B pătrat minus 4AC, adică 1 minus 12 egal cu minus 11, care este negativ. Și în această situație, soluția este mulțimea vidă. Și am ajuns și la temă în care uh, vă propun următoarele ecuații. Le-am separat în uh, cele trei categorii despre care am discutat astăzi și anume. Prima categorie uh, ecuația uh, este vorba despre ecuația uh, ax pătrat plus c egal cu 0, cea incompletă în care aveam b egal cu 0 și avem x pătrat egal cu 25 și 2x pătrat egal cu 48. Repet, pot fi rezolvate și la nivel de clasa 7 dar și cu uh, ce am învățat astăzi. Al doilea tip de ecuație, tot incompletă, uh, ax pătrat plus bx este egal cu 0, în care c-ul, adică termenul liber, este nul. Și avem 3x pătrat plus 9x este egal cu 0 și 15x pătrat plus 3x este egal cu 0. Nu uitați că se poate da factor comun x-ul și scriu aici în general ce se întâmplă x pe lângă ax plus b este egal cu 0 și continuați pe cele două filiere și pe final cele două ecuații um, complete x pătrat plus x minus 6 este egal cu 0 și x minus 2 totul la a doua minus 100 este egal cu 0, evident că pentru 6 nu uitați de formula de la diferența ridicată la puterea a doua, adică a minus b totul la a doua este a pătrat minus 2ab plus b pătrat, este bine să le mai revedem. Așadar, ce am învățat astăzi? Învățați să recunoaștem formele unei ecuații de gradul al doilea, completă sau incompletă, subliniez cuvântul incompletă pentru că aceste ecuații trebuie rezolvate în mod specific, fără acel algoritm. Să le rezolvăm prin metodele specifice pe aceste ecuații, incomplete. Să aplicăm corect formula discriminantului unei ecuații de forma ax pătrat plus bx plus 6 este egal cu 0, respectiv algoritmul sau rețeta de rezolvare a ecuației și să anticipăm numărul de soluții reale ale unei ecuații de forma ax pătrat plus bx plus c egal cu 0, evident, în raport cu acest discriminant. Nu uitați de fiecare dată când uh, rezolvați aceste ecuații uh, cu formulele să scrieți mai întâi uh, formula și după aceea să o aplicați ca să rețineți corect ce se întâmplă aici. La revedere, dragi copii! Învățați că nu doare!